Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta binecuvântată și așa cum o s-a citit textul în seara aceasta, ar vrea nu numai acolo unde a fost Iacov să coboare scara cerului, ci ar vrea în seara asta și cred cu toată inima ca de fiecare dată, că și în seara aceasta scara Domnului e prezentă în locul acesta. Ar vrea ca Domnul să ne vorbească în seara aceasta. Spune că la capătul scării stătea Dumnezeu și vorbea. Să ne vorbească Domnul și în seara aceasta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să încep cu o întrebare, să vă întreb dacă vreți să fiți binecuvântați. Așa, toți vrem. Înseamnă că toți semănăm cu Iacov. Ne uităm în seara asta la Iacov, un om doritor de binecuvântare. Și să știți că nu-i rău să dorești binecuvântarea. Nu-i rău să dorești. Ne uităm la un tânăr care a fost un căutător de binecuvântare și-a dorit cu orice preț binecuvântare. Și-a dorit să nu plece oricum. De-aia Dumnezeu coboară scara cerului ca să-i arate că el are putere de binecuvântare. Și în seara asta aș vrea să înțelegem și să ne uităm în pasajul acesta să vedem cum dă Domnul binecuvântarea. Că Domnul s-a uitat la el și i-a coborât scara. Dar știți cum a fost Iacov? Ca și copiii noștri, de fapt a noștri, nu a dumneavoastră. Mai aleg din mâncarea asta, nu-mi trebuie, nu-mi place, nu cu ce-i crema, cu ce-i făcut și mai dă. Așa o fac. Eu coborâ Domnul scara, atingea și cerul și pământul. Și el zice, a, nu, lasă-mă să-mi aleg, nu-mi da tu așa. M-a zis unul, frate, zici, eu nu mă rog pentru nevasta care mi-o va da Domnul, că mi-e frică să nu-mi dea una urâtă. Zic, mă, dar nu-ți dă Dumnezeu una, așa mi-a zis unul. Zice, număr, dacă îmi dă una urâtă, eu ce mă fac? Zic, Domnul, nu-ți dă una urâtă. Când scara binecuvântării atinge și cerul și pământul, Dumnezeu are pregătite binecuvântări care să le poți primi cu bucurie. Slăvit să fie numele Domnului. Omul acesta caută binecuvântarea și alege moduri greșite de a căpăta binecuvântarea. Dumnezeu, să știți, nu convințează modurile, deși Dumnezeu până la un moment dat tace și îl lasă să meargă pe cont propriu. Dumnezeu nu convințează modurile lui de a alege binecuvântarea. Întotdeauna, de la Geneza și de la Apocalipsa, Dumnezeu a avut același mod de a binecuvânta omul. Și în toată Biblia, ca să fie omul binecuvântat, trebuie să trăiască prin credință și în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e metoda binecuvântării. Credința, să crezi că Dumnezeu te poate binecuvânta și să crezi că trebuie să rămâi în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda ocolișurilor lui, că o tot ocolit, a fost bun la jaloane, Dumnezeu îi coboară scara. Îl fentează pe tată, s-o fentează pe frate, s-o fentează. Într-o zi Dumnezeu, în bunătatea lui, coboară scara cerului, în dreptul lui Iacov, un înșelător, un șmecher, un oportunist, coboară Dumnezeu scara și îi spuneți, gata să te binecuvintez. Uitați-vă că omul acesta are parte de o revelație unică în pasajul acesta. Versetul 12 spune așa, și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf atingea cerul. No, cine a mai visat așa ceva? Era o revelație, Dumnezeu îi dă la un șmecher. La un oportunist îi dă o revelație unică și îi spune, eu pot să te binecuvintez. Ce-ți arăt ție, nu mai arăt la nimeni. Uite aici, ce-ți pregătesc. Vezi o scară a binecuvântării. Îi dă Dumnezeu și el are parte de promisiuni unice. Are parte de revelație unică, dar are parte și de promisiuni unice. Versetul 15 spune așa, iată că eu sunt cu tine și te voi păzi pretutindem pe unde vei merge. Uitați-vă, el zice, nu, dacă mă păzești la plecare și până mă întorc înapoi. Și Dumnezeu zice, nu mă, eu vreau să te binecuvintez pretutindeni. El pune metrul lui pe lângă metrul lui Dumnezeu și zice, măsori eu aria, măsori. Vedeți, are parte de promisiuni unice. Dumnezeu îi spune, eu sunt cu tine și nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce îți spun. Zice Domnul, eu sunt cu tine. Are parte de promisiuni unice, are parte de trăiri unice. Versetul 16 zice că ce-a trăit Iacov, nu a mai trăit nimeni. Zice, Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta. Domnul este în locul acesta. Trăiri unice, da? Zice că s-a înfricoșat și
Și au zis, Domnul e aici, constată bine, constată bine, Domnul era acolo prezent. Dar știți că Iacov nu știe să profite de scara lui Dumnezeu? Iacov nu știe să profite. Și în seara asta, mesajul l-am intitulat Când se coboară scara lui Dumnezeu. Când se coboară scara cerului. Omul acesta a fost omul care a fugit toată viața lui de conflicte. A dorit binecuvântări, dar mai bine o mocnit. Mai bine s-a umflat, s-a roșit, o ținut în el, nu? O slujit 14 ani pentru femeia iubită. Nu s-o certa cu socru-su până nu mai putut. Când nu mai putut, o explodat. Dar omul acesta o dorit binecuvântări, dar să nu aibă parte de conflicte. Totdeauna i-a fost frică să nu fie prins. O zis către mamă sa, dacă mă prinde tata, dacă mă prinde tata, nu? Și de câte ori n-ai zis și tu, soră, las că te acopăr eu. Du-te, ia 10 lei, ia 100 de lei și tata s-o zis, nu mai da banii. Că simt că faci ceva cu banii ăștia. Simt că nu e în regulă ceva. Și ai acoperit, du-te, lasă că nu știe tată tu. Îi spun că m-ai sunat pe mine. Toată viața lui a fost frică binecuvântarea să nu se transforme, să nu se transforme în blestem. A fost dispus pentru a căpăta binecuvântările. El a fost dispus să implice numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu în business-ul lui. Da? O zis tatăsul către el, mă, cum ai, Esaule, cum ai prins, domne, iedul ăsta așa iute? Cum ai prins vânatul? O zis, Domnul m-a ajutat. Domnul m-a ajutat. Frate, cum ai reușit? Domnul m-a ajutat. Domnul. Avea pe biroul lui, scria, binecuvintează dar casa robului tău. Ăsta era un șmecher. Ăsta avea pe biroul lui, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar uita să dea banii la angajați, uitați ce o promis să ducă la îndeplinire. Ăsta e un șmecher. Dar nu-i vorba de nimeni de aici, să nu stați stresați așa. Nu-i vorba de dumneavoastră. Nu-i vorba de noi de aici. De alții din alte biserici, nu? Ăsta era dispus să-l implice pe Dumnezeu în business-ul lui. Știți ce era ciudat? Că ceea ce spunea nu bătea cu mirosul. O veni și o zis, tată, subă, nu mai înțeleg. Vocea, glasul e al lui Iacov. Părul și mirosul e al lui Esau. Eu nu mai înțeleg. Nu înțeleg. Știți care e problema la noi ăștia căutători de binecuvântare? Am ajuns că nu mai bate vocea cu mirosul. Cu părul de pe noi. Cu părul de pe noi. Într-un fel venim îmbrăcați la casa lui Dumnezeu, la cor, cât e de mă afară, dacă nu vii cum trebuie, nu? Și altfel mergi la birou. Știți care e problema? Noi ăștia care dorim binecuvântările, ceva nu bate bine. De aia lumea, lumea nu vede bine exact ca și, ca și Isaac. Nu, ei nu înțeleg. Bă, dar tu nu ești la pocăiți, mă, fată. Tu nu ești la pocăiți, te-am văzut în cor. Păi și voi așa veniți îmbrăcate. Că așa era Iacov. Nu bătea părul cu mirosul și cu voce. Era o amestecătură. Nu vi se pare? Cam așa trăim în vremea asta? Știți ce îmi doresc în săptămâna asta de rugăciune, de stăruință și cererea botezului cu Duhul Sfânt? Știți ce îmi doresc? Duhul Sfânt să ne schimbe. Să facă Dumnezeu vocea să fie aceeași cu pielea noastră. Vocea noastră să fie la fel cu mirosul. Că degeaba suntem Doamne, Doamne, cum zic ortodoxii de noi. Mere stătă ziua la dinare, Doamne, Doamne. Nu-i bai că venim la Doamne, Doamne. Dar mirosul, să-l ducem ăsta dinăuntru, să-l ducem și afară. La o femeie s-a stricat mașina într-o parcare și acolo văzut pe un domn ieșind dintr-un magazin și a zis, domnule, vă rog frumos, nu mă puteți ajuta, nu mă descurc și trebuie să ajung acasă, ajutați-mă să vedeți ce are, nu mă pricep. Și omul mărocănos așa a zis, doamne, nu vă pot ajuta, că zic eu s-o obosit vin de la lucru, m-am băgat să iau pită, nu vă ajut. Și s-a urcat, femeia a zis, domnule, dar vă rog, au trântit ușa și a plecat. Și femeia cu mâinile în șolduri s-a uitat după mașina lui dezamăgită și ăsta când o pleca cu mașina avea un acțibil pe spate, scria așa, Iisus te iubește, la fel te iubesc și eu. Ați înțeles? Ați înțeles? Că una mirosim și alta scoatem pe gură. O scris Iisus și eu te iubesc, s-o văzut. Cam așa a fost și Iacov. În seara asta să ne uităm să vedem ce se întâmplă și ce vrea Dumnezeu când coboară scara binecuvântării. Primul lucru, când Dumnezeu coboară scara, l-a chemat și pe Iacov și ne cheamă și pe noi la părtășie. Dumnezeu ne cheamă la părtășie.
L-a chemat Domnul pe Iacov la părtășie. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că Domnul stătea deasupra scării și zicea. L-a chemat Domnul la părtășie. El a zis, eu n-am timp de părtășie. Eu vreau binecuvântări, eu vreau altceva, dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău, eu vreau să mă cunoști, Iacove, eu vreau să mă cunoști. Și-o zis, nu, nu, mie dă-mi, Doamne, mie dă-mi. Rugăciunile noastre, știți cum sunt cele mai dese sau cele mai multe? Îți rugăciuni, dă-mi, vindecă-mă, fă-mi, ajută-mă, din astea pline de verbe. Așa a fost și Iacov. O zis, mie să-mi dai, ce? Mâncare? Să nu duc foame. E rău de foame, bărbatul, nu? Rău să fie flământ. O zis, dăm haine să mă îmbrac, dăm ce? Protecție, dăm apă și atunci vei fi Dumnezeu meu. Și Dumnezeu l-a chemat la altceva. O zis, mă, dar eu mă îngrijesc și de astea. Iacove, eu am mai mult. Numai asta vrei? O zis, asta vreau. Iacove, dar eu am mai mult. Așteaptă un pic. Și Domnul îi spune, eu sunt Dumnezeul tău. Ia-mă pe mine ca Dumnezeu al tău și o să vezi cum voi declanșa bine. O zis, nu, e atât, e atâta. Știți ce se întâmplă? Îl vede pe Dumnezeu în toată splendoarea lui, cu vocea lui, vorbind la capătul scării și știți ce face? Nu se prăbușește la pământ. Rămâne în picioare. Isaia în capitolul 6, știți ce spune? Când l-am văzut, m-am prăbușit, am căzut. Ăsta stă în picioare. Și zice, nu, Doamne, eu am de plătit facturi, mă du-te. Să vedeți acum săptămâna asta cum venim la adunare. Că noi avem de plătit facturi. Noi avem de programările noastre, dăm făm, eu trebuie să mă duc, să vin, eu nu am vreme de părtășie. Și Domnul cheamă pe Iacov și ne cheamă și pe noi la părtășie. Și Iacov vine și spune, nu, zice, eu vreau altceva. Uitați-vă că așa suntem și noi de multe ori, foarte încăpățânați. Numai să cerem și Domnul să ne dea cum vrem noi. Dar știți ce face Dumnezeu? Domnul ne dă pe măsura credinței. O zis, haine vrei? Îți dau haine, Iacove. Mâncare vrei? O să-ți iasă pe ochi mâncarea. Doamne, eu să nu duc lipsă. Nu o să duci lipsă. Dar uitați-vă și o să vedem la final. Cu câtă durere o agonisit, tot ce o agonisit. Cu câtă amărăciune și cu câte răni. Și pe trup și în sufletul lui. O agonisit tot ce o agonisit. Uitați-vă că totdeauna Dumnezeu îi vede pornirile greșite spre materialism. Când Domnul cheamă la părtășie, îl vede că ăsta e materialist. Ăsta dă-mi făm. Știi ce face Dumnezeu? Îi pune oglinda în față. Îl pune față în față cu oglinda. Știi? Știi cine a fost oglinda lui? Socru său. Îl dă pe mâna lui socru său. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că îl duce față în față cu Laban. Când îl vede Laban, știi ce zice către el? Zice, zice, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Tu ești la fel ca mine. Tu ești la fel ca mine. Numai să știți ceva. Când te dă Dumnezeu pe mâna lui Laban, totdeauna Laban, tu ești în clasa 8, el o gătat liceul. Tu gazi liceul, el gata facultatea. Tu gazi facultatea, el deja e la master. Totdeauna, să ții minte ceva. Când vrei să te îmbogățești, când vrei să-ți meargă bine fără Dumnezeu, nu dai de Dumnezeu, ci dai de Laban. Care ăsta te joacă, ăsta te asuprește și ăsta îți arată că ăsta e mai șmecher ca tine. Știi ce-i ciudat? Să vină Dumnezeu să-ți vorbească. Să vină Dumnezeu să-ți arate binecuvântările. Și tu să fii orb și surd la promisiunile lui Dumnezeu. Zici, eu voi fi cu tine. Eu te binecuvintez. Cea mai mare binecuvântare, frații mei, știți care îi? Domnul să fie cu noi. Asta e cea mai mare binecuvântare. Să știi că dacă pleci în Anglia, dacă pleci în Spania, dacă ești în Timișoara, dacă ai o pensie amărâtă, să știi că Domnul e cu tine. Și dacă Domnul e cu tine, tot tu i-ai asigurat, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar uitați-vă că Iacov este omul care e surd la promisiunile lui Dumnezeu. El nu are nevoie decât de lucruri materiale. Își dorește lucrurile materiale. Îmi doresc, Doamne, ce? Să-mi fie bine mie, la copiii mei, să ne meargă bine. Să ne meargă bine. Și uitați-vă, 20 de ani de durere fără Dumnezeu. Să agonisească, să strângă, să adune, ca să demonstreze că El e binecuvântat. Și știți ce face Domnul Iisus în Noul Testament? Vine și spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? Părtășia cu Dumnezeu. Caută părtășia cu Dumnezeu și o zis Domnul, toate aceste lucruri vi le voi da pe deasupra. Nu te zbate. Vino tu la părtășie. Caută-mă pe mine. Caută să fii în voia mea.
și eu îți voi purta de grijă. Vine Domnul și îi spune, Iacove, eu vreau să te binecuvintez. Uitați-vă, pe mine m-a durut extraordinar cuvintele lui Laban. Am zâmbit aici, da? A fost o durere extraordinar de mare. Laban era un om idolatru și îi spune la ăsta din poporul lui Dumnezeu, ăsta ales de Dumnezeu, zice, tu ești ca mine, mă. Tu ești ca mine, tu ești os din oasele mele. Știi care-i durerea? Să spună cineva, bă, aveți la Elim acolo, mă, bă, pe unul i-a asociat cu mine. Bă, ăsta pocăit adevărat, ăsta nu, voi sunteți așa, ca și calul, cu căpăstru și cu obloanele puse, nu? Cu ăsta mai bei un pahar, cu ăsta, știi? Asta e cea mai mare durere. Să vină omul idolatru și să spună, tu semeni pe mine, mă. Tu semeni pe mine, tu ești ca și noi, ești așa de bun la căuta binecuvântări materiale, că tu semeni pe mine, tu nu semeni pe Dumnezeu care ți-o coborâ scara. Nu-i dureros să te vadă omul de afară și să nu vină la casa lui Dumnezeu, că tu nu semeni pe Dumnezeu, ci tu semeni pe El, tu semeni pe El. Vine Iacov și uitați, încearcă cumva să indulcească așa limba lui Dumnezeu, să zică, vezi, Doamne, câte fac eu pentru tine. Versetul 22 vine și spune așa, piatra aceasta pe care am pus-o stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu. Și noi ne-am bucurat din copilărie. A fost casa lui Dumnezeu acolo. Și știi ce strigă Dumnezeu? N-am nevoie de pietre, Iacove! N-am nevoie să ungi pietrele! N-am nevoie de piatră! Eu am nevoie de părtășie cu tine! Doamne, eu îți dau, Doamne, 10%, nu din ce câștig eu, din ce dai tu. Îmi dai, îți dau, nu-mi dai, eu muncesc, ce muncesc eu, ia meu, dacă mai dai pe deasupra, îți dau. Zice Dumnezeu, nu-mi trebuie zeciuială dintr-o inimă împietrită. Nu-mi trebuie o zeciuială așa ca să indulcești, cum spuneau bătrânii noștri, ceaiul lui Dumnezeu. Zică Dumnezeu, da, mă, ați mai trecut vederea. Striga Dumnezeu, n-am nevoie de casă pe o piatră. Eu am nevoie de casă în inima ta, Iacove. Eu am nevoie din tine să fac casa mea. Eu cu tine să am părtășie, nu cu piatra asta. Noi te dăm pietre. Dăm în continuu pietre. Și știți ce spune cuvântul Domnului? Să aducem trupurile noastre, viața noastră, să o aducem ca o jertfă de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Asta striga Dumnezeu în primul lucru. În primul rând, când eu coborât, scara lui Iacov în dreptul lui, eu zic, Iacove, eu te chem la părtășie. Tânăr drag, care cauți binecuvântare, care te zbați și vrei să câștigi, vrei să fii binecuvântat, fratele meu și sora mea, caută părtășia cu Dumnezeu. Suntem chemați la părtășie cu Dumnezeu. În al doilea rând, Domnul îl cheamă pe Iacov la abandon. Domnul cheamă pe Iacov la abandon. Auziți ce spune versetul 12? Și-a visat o scară rezemată pe pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceasta. Când Dumnezeu ne cheamă la părtășie, El ne cheamă și la abandon, să ne abandonăm în brațul lui Dumnezeu. Știți de ce a atins scara lui Dumnezeu pământul și a atins capătul celălalt cerul? Știți de ce? Ca să arate că Dumnezeu îi stăpân și în cer și jos pe pământ. Și Domnul este Cel care poartă de grijă. Domnul este Cel care poartă de grijă, binecuvântat să fie numele Domnului. Și îl cheamă Domnul și îi spune, Iacove, eu te chem la abandon. Te chem la abandon. Știți ce înseamnă abandon? Să crezi că Dumnezeu îi stăpân. Dincolo de procesul tău, dincolo de necazul tău, stăpân și suveran e Dumnezeu. Știi ce înseamnă abandon? Nu înseamnă să trăiești pe meniul zilei care s-o dat azi. Nu, asta e un ajutor, o binecuvântare. Nu înseamnă să te pui pe spate, stai cu telecomanda în mână, că frații aduc și frații vor da. Nu, ci înseamnă să te duci la muncă. Dar viața ta, indiferent ce se întâmplă, tu să știi că ești asigurat în mâna lui Dumnezeu. Nu te zbate, că nu ne cheamă Dumnezeu să păstorim turma lui Laban, să ne obosim cu turma lui Laban, că pe asta nu o să atur niciodată. N-ați văzut? Eu făcut turma lui Laban, o mâncau bine și tot slabe erau. Așa le-au modificat, că s-au fost un șmecher. Orice om, Domne, zice, 50-50 facem, 70-30, îți mai lasă și ție ceva. Iacov nimic, Domne, rădea tot ce prindea până la piele. Până la piele, tot rădea, nu lăsa nimic pentru altul. Tot o ras, tot. Și vine Dumnezeu și îi spune, Iacove, eu te chem să te abandonezi în mâna ta, în mâna mea. Uitați-vă, Dumnezeu îi arată binecuvântările într-o oală pusă, toate, puse într-o oală. Și știi ce face Iacov? Dă găuri la oală.
Când ai găuri la oală, știi ce? Aia nu mai e oală, știi ce îi? Sită, da? Are sită. Și Iacov începe să se zbate. Ai făină într-o oală găurită, într-o sită. No, surorile, acum nu mai zi, noi nu avem acasă sită din aia de făină, că iei direct la pungă și aia e gata, ciornută, da? Dar surorile, când era la sac și aveați acolo în covată, ce făceai? Băgai făina și sita era plină cu făină. Dar începeai să agiți sita și cădea tătă făină. Și ce rămânea în sită? Numai tărâța, numai gunoaiele și numai pleava. Rămânea acolo, da? Toate gunoaiele. Nu, așa face Iacov. Domnul îi umple oala și îi spune, Iacov, eu te chem să te abandonezi, eu o să spor de grijă. Eu o să spor de grijă. No, ăsta începe să se agite cu fratele său, cu tatăl său, să tragă sfor, cu mamă s-a ajutat. Se agită, se agită, se agită. Și toată binecuvântarea o pierde prin sita lui, prin zbaterile lui. Uitați-vă, în schimb, la tatăl său. Tatăl său a fost diferit de el. Ăsta a fost un om oale, un om care a mers prin credință. Isaac a fost omul credinței. Gândiți-vă cât de ascultător a fost Isaac. O zis tatăl său Avram, Isaac, trebuie să te duc pe munte? Dar nu credeți că a fugit Avram după el? Am auzit când era un copil că atât a fugit Avram după Isaac până l-a prins, să-l pună, să-l lege, să-l zbătu. E adevărat, ăsta a mers, a crezut. A crezut în planul lui Dumnezeu. A fost un tânăr plin de credință. O zis tatăl său Isaac, trebuie să pui capul aici. Că Domnul mi-a zis să te aduc jertfă. Știi ce a făcut ăsta? A pus capul acolo. Nu a comentat, nu a băgat de vină, a zis tatăl său către Isaac, mă, câți ani e? 40. Băi, eu vreau să te însoară. Și a zis Isaac, însoară, mă, tată. Pe cine trimis? Pe moșul. Îl trimit pe moșul ăla să-ți caute nevastă. Și a zis, bine, trimite pe moșul. Trimite pe moșul. Moșul n-avea Facebook, n-avea Instagram, n-avea nimic. Nu, dar ce-o? Dar râdeți, dar nu-i de râs, frații mei. Că asta înseamnă să te abandonezi în mâna lui Dumnezeu. Să crezi cu toată inima că Dumnezeu nu-ți dă ceva rău, nu-ți dă ceva urât, ci totdeauna ce dă Dumnezeu, toate lucrurile, spune pe de altă parte Romani 8:28, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și uitați-vă cât de binecuvântat a fost Isaac, abandonat în mâna lui Dumnezeu. Semăna și rodea de 100 de ori. Până ori oamenii pleacă de la noi, dar ce făcea ăsta mai deosebit? Ce făcea? Că ăsta nu ieși cu tractoarele în stradă să plângă că n-are bani de motorină. Nu, semăna, dar din pricina că s-a abandonat în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu făcea să rodească. Că asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu? Noi de multe ori spunem, frate, eu trebuie să mă zbat, frate. Nu, dă-i înainte. Dă-i înainte că o să vezi ce o să rămână la urmă. Știți ce înseamnă abandonat? O zis împăratul David în psalmul 37:25. Ce o zis împăratul David? Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, adică pe cel abandonat în mâna lui Dumnezeu, părăsit și nici pe urmașii lui ce? Cerșindu-și pâinea. O zis omul neprihănit, ăla care s-a abandonat în mâna lui Dumnezeu, ăla care și-a pus nevoia lui în mâna lui Dumnezeu. Și când îți pui nevoia în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te abandonează. Nu te abandonează, s-ar putea în primă fază să nu-ți meargă așa unse tăte. Că asta e umblarea cu Dumnezeu, s-ar putea să nu fie totdeauna roz. Dar niciodată nu te va părăsi Dumnezeu. Și când te părăsesc alții, Dumnezeu rămâne lângă tine. Pentru că, uitați-vă, nu există abandon fără pocăință. Abandonul totdeauna începe de la pocăință. Când recunoști că te-ai zbătut, când recunoști că ai vrut să profiți și n-ai reușit. Și abandonezi totul, te întorci cu pocăință, ai un moment zero în viață. Când zici, Doamne, am alergat destul, am încercat destul și n-am reușit. Momentul acela e cel mai prielnic pentru a te abandona în mâna lui Dumnezeu. Dar Iacov, pentru că nu s-a întors la Dumnezeu, Dumnezeu l-a lăsat să plătească unul la unul toată șmecheria. Tot o plătit, i-o notat Dumnezeu. Și pentru că nu s-o pocăit, o plătit unul la unul, da? Vă dau numai vreo două exemple. O profitat de frate-su, de nevoia care o avea frate-su. Frate s-a venit acasă flămând. Și omul acesta ce-a făcut? O profitat de nevoia lui. Era o nevoie, era nevoia de mâncare și vine rup de foame. Și ăsta o exagerat, o zis, dăm că mor de foame. Hai mă, postește, că nu mor de foame. Lasă că ori postit alții mai mult. Ăsta nu mâncase de dimineața și de la amiază era foame. Zicea la toată lumea, mor de foame. Nu mor mă, dar o exagerat. Ăsta șmecher din fire. Ăsta i-o simțit nevoia. O simțit nevoia
Și-o zis, dă-mi aici. Și-o supraevaluat dintr-o dată ciorba. Și-o supraevaluat dintr-o dată ciorba. Auziți, îmi dai dreptul de întâi născut? Nu mai dau exemple din viața noastră, da? Când unul are nevoie, îți dă amanet casa de 3 ori mai mult decât ai tu nevoie, așa, așa mai, nu mai dăm exemple din astea, da? Și știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu notează. Pentru că i-a luat dreptul de întâi născut, ăsta se întoarce la tată, urlând și-a zis, tată, mai ai ceva și pentru mine? Și-a zis, tată, nu mai am nimic. Știi ce-a făcut Esau? O urlat. Știți că Dumnezeu i-a întors urlatul la Iacov după ani de zile? Zice, când au zis că se însoară, noaptea, nu era cu lămpașe, cu astea, benzi din astea de lumini, nu era, uite ce râd surorile, nu? Era beznă totală, frații mei. Știi cu cine se trezește în cort, în noaptea nunții, dimineața nunții, când au făcut petrecerea și s-au bucurat crezând că e Rahela în brațele lui. Știi cine era? Leia. Pentru că la Laban, v-am spus, ăsta e cu, cel puțin cu 5 clase mai înalt ca tine. E mai sus ca tine. L-o șmecherit și exact pe nevoia lui l-o prostit. Exact după nevoia lui l-o făcut să plătească. Ăsta a avut o nevoie și el. A avut nevoia de căsătorie. De a sta lângă cineva să fie iubit și să iubească. Și a zis la bani, da, domne, liniște, cum ai dat tu la frate tu? Așa o să primești și tu. Știi ce a făcut ăsta în dimineața când s-a trezit? Exact ce a făcut frate-sul când a pierdut binecuvântarea. O urla către socru și s-a zis, ce mi-ai făcut? Știi ce a făcut? Și a notat Dumnezeu. Că dacă exista pocăință, după un anumit eșec, există pocăință, recunoaștere și întoarcere la Dumnezeu, Dumnezeu șterge, Dumnezeu iartă. Dar dacă nu există pocăință, mă asculți de la balcon, din sală. Dacă nu există pocăință și întoarcere la Dumnezeu, Dumnezeu te pune să plătești unul la unul. O urla, frate, tu, vei urla și tu. Uitați-vă ce face Iacov. Iacov profită de tatăsul, pentru că avea probleme cu ochii tatăsul și nu vedea. O mers, o luat un țap, blana o folosit-o ca să-l înșele pe tatăsul, să-și înfășoare mâinile și pieptul. Și Dumnezeu notează, nu-i pocăință, Iacove. Eu te înțeleg, ai vrut să-și... Am înțeles, pocăință ceva, că se predică. Vii la adunare, vii la Elim, auzi mesaje, prorocii, ai descoperiri. Pocăință este. Nu, notează Dumnezeu. El îl înșală pe tatăsu cu un ied. Copiii lui știți cu ce îl înșală? Cu sângele unui ied, a unui țap. Ied crescut mai mare, da, la maturitate. Ce-o folosit el, aia folosesc copiii lui. De ce? Pentru că Dumnezeu întotdeauna notează ceea ce facem. Dacă nu există pocăință, Dumnezeu ne pune să plătim cele mai usturătoare plăți și facturi care ne vin în viață. Sunt alea pentru care nu ne-am pocăit. Alea pentru care nu ne-am întors la Domnul. Te uiți și zici, dar de ce? De ce mi se întoarce? Uită-te dacă ai avut un moment zero. Domne, ai înșelat, ai mințit, ai făcut... S-a coborât Dumnezeu scara. S-a zis că îți dă șansă. Ce ai făcut când s-a coborât Dumnezeu scara? Ce ai făcut? Ai salutat, te-ai speriat și ai zis, extraordinar. Dumnezeu nu-i curios de sperieturile noastre. Dumnezeu nu-i curios că noi, Doamne, ce înfricoșate. Ce simt eu la pocăiți? Nu are Dumnezeu treabă de ce simți tu la pocăiți. Știi ce are Dumnezeu treabă? Când te întorci de la păcat, când te întorci cu toată inima spre Dumnezeu, să fie seara aceasta o întoarcere cu toată inima la Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Abandon înseamnă când îți merge bine, să ai puterea, dacă Dumnezeu schimbă planul, să abandonezi tot și să mergi după planul lui Dumnezeu. Ăsta înseamnă abandon. Omul care nu se abandonează în mâna lui Dumnezeu, într-o zi nu se va mai bucura de nimic. Pentru că mergem pe cont propriu, ajungem să fim împietriți și blocați. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Geneza 45:26 afișează ca să nu mai caut că e timpul înaintat. Îi vine cea mai frumoasă veste după 10 de ani de plâns și de lacrimi. Îi vine cea mai bună veste care o aștepta Iacov vreodată. Zice cuvântul Domnului că frații lui Iosif, fiii lui, s-au dus la Iacov și au spus, Iosif trăiește! Auzi, după ani de zile de plâns îi vine o veste. Îi vine cea mai bună veste în toată bătrânețea lui. Chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Și auziți acum, nu se mai bucură de nimic. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Bă, atâta l-or mințit, atâta și-or bătut joc de el că l-or împietrit. El atâta s-o bazat pe ceea ce o agonisit și ceea ce o făcut el că s-o blocat.
Din cauza că a avut într-o zi o scară, care i-a zis: Domnul, eu trasez toate. Spune Apostolul Pavel: Domnul ne-a pregătit faptele, noi numai să călcăm pe ele. Domnul ne-a pregătit, asta i-a zis Domnul: eu cobor scara, eu îți arăt pe unde să mergi și tu mergi cal numai. O zis: nu, Domnule, eu mă știu pe unde să mă duc. Eu știu cu fratele meu, cu socrul meu, eu am practicile mele. Și a zis Dumnezeu: dar eu îți dau nu sărac. Nu sunt Dumnezeu slab, eu sunt un Dumnezeu, cheamă-mă, intră în părtășie cu mine. Și uitați-vă, ajunge la un moment dat când inima lui se împietrește. Știi ce-i trist, sora mea și fratele meu? Să ai case în Timișoara, să ai bani în cont, să ai tot ce trebuie pe masă și nu te mai poți bucura de nimic. Asta e cea mai mare durere. Dar totuși ar trebui să ne gândim în trecutul nostru. Unde s-o rupt bucuria? Unde s-o întâmpla toate lucrurile? Domnul strigă în Apocalipsa: adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te, împocăiește-te, că există șansă. În seara asta spun la Elim: există șansă. Dacă diavolul te-a împietrit cu căutările tale, cu lucrurile care le-a agonisit, te-a împietrit, nu te mai bucuri de nimic. În seara asta, Domnul poate despietri. În săptămâna asta de stăruință, aș vrea ca Domnul să despietrească inima împietrită. Domnul să ne transforme prin Duhul lui cu adevărat, la o viață nouă. Ceea ce se vede pe noi, aia să ne iasă pe gură. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și al treilea lucru, ce mai vedem în pasajul acesta? Mai vedem ceva, că Dumnezeu folosește zdrobirea. Dumnezeu folosește și zdrobirea. Dumnezeu i-a întins scara și i-a zis: eu vreau să te binecuvintez. El a zis: eu n-am nevoie, eu știu ce să-mi aleg. După 20 de ani, l-a lăsat Dumnezeu în pace. Du-te, strânge, dă-i cu nuielele, fă cum vrei cu socrul tu, du-te cum vrei tu. Dar vine vremea că dacă nu te întorci, știi cum s-a întors Iacov? Prin zdrobire. Prin zdrobire. Auziți ce spune cuvântul Domnului, capitolul 32 din Geneza, versetul 24. Vine vremea când Domnul îl zdrobește. Și să știți, nu există zdrobire mai mare decât să aduni, să ai, să faci, să-ți meargă bine și să rămâi singur. Nu-i zdrobire mai mare decât să ai tot ce trebuie și să te trezești într-o zi că ești singur. Ești singur, e cea mai mare zdrobire, frații mei. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Versetul 24. Iacov însă a rămas singur. De aici începe zdrobirea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te aduce într-un punct când ești singur, zici: bă, dar am tot ce-mi trebuie. Mă caută ăștia, dar nu mă mai pot bucura de nimic. Să știi că ăla e momentul când Dumnezeu începe zdrobirea. Știi cum l-a zdrobit Dumnezeu pe Iacov? Cum bagă surorile roșii în mașina de bulion? Numai sâmburi ori ieșit din el. Rest tot l-a stors Dumnezeu. L-a zdrobit, că 20 de ani l-a așteptat. 20 de ani i-o tot arătat că îl lasă în pace, dar să se întoarcă. El nu. O venit Dumnezeu un moment în viața lui Iacov, a adus Dumnezeu un moment în viața lui încât îl cheamă să-l zdrobească. Știți ce face cu el? Îl ține pe loc. Auziți, un om care a fost obișnuit să alerge, ăsta nu a avut scooter, nu a avut trotinetă electrică, ăsta pe jos. Ăsta i-o dat de la Rahela, la Leia, de la socrusul, la oi, la ani, pe jos. Dați seama ce gambe avea, ce picioare sănătoase avea. Și vine vremea când Dumnezeu îl ține pe loc. Îl pune să-l țină pe loc. Auziți ce spune versetul 24. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. S-a luptat cu el, de ce? Să-l țină acolo pe loc. Asta e zdrobirea, ai fost obișnuit să mergi, să te duci, să faci ce vrei. Vine Dumnezeu când te aduce în singurătate. Și simți că nu mai poți face nimic. Ești cu picioarele legate. Nu te mai cheamă nimeni, nu mai are nevoie nimeni nici de banii tăi, nici de sfaturile tale, nu mai are nevoie nimeni. Asta e zdrobire. E zdrobire la un om activ, la un om care a fost sunat toată ziua, la un om care a fost căutat toată ziua. Vine vremea când Dumnezeu îl zdrobește. Și știi ce face? Îl ține pe loc. În al doilea rând, știi ce mai face cu el? Îl lovește unde-l doare. Îl lovește unde-l doare. Zice cuvântul Domnului așa, versetul 25. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei. Așa că i s-a sclântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Știți unde l-a lovit? Unde-l doare. Te dor banii? Acolo te lovește Dumnezeu. La frumusețe? Acolo te lovește Dumnezeu. Unde te doare? Zdrobirea vine acolo unde te doare. Acolo unde nu mai poți face nici cu medicul, nici cu AKH de la Viena, nici cu Istanbulul, nici cu mai știu eu în ce alte părți. Vine vremea când Dumnezeu zdrobește. Dacă nu există pocăință, Dumnezeu ne aduce în momentul în care suntem singuri.
Și în momentul acela începe zdrobirea lui Dumnezeu. L-a zdrobit pe Iacov și l-a lovit acolo unde îl durea. Știi ce a mai făcut Domnul cu el? Îi schimbă numele. Îi schimbă numele. Toată viața lui a fost cu numele lui, cu identitățile lui. El întreabă tatăl cum te cheamă, Esau, Iacov, Esau, nu mai știa nici el. Odată Iacov, odată Esau. Și vine vremea când Domnul îi schimbă numele. Zice cuvântul Domnului așa, omul acela, versetul 27, i-a zis, care ți este numele? Pentru că el a zdrobit. Nu mai zice nici Iacov, nu mai zice nici Esau, nu mai zice nu știu exact. Știți ce răspunde? Iacov îmi este numele. Înșelător. Ăsta-i numele meu. De aici începe pocăința, frații mei. De aici începe zdrobirea. De aici începe binecuvântarea lui Dumnezeu. Când recunoști care ți-i numele. Că ai tot schimbat, că ai tot. Și Domnul întreabă și îi spune, care ți-i numele? Și el spune, ăsta sunt. Ai furat? Am furat. Nu mai zice că știi că și statul m-a furat pe mine și ăla m-a tras în piept. Nu, o zis, sunt înșelător. Și Domnul, pentru că îi vede starea de sinceritate, îi schimbă numele și spune către el, îi spune lui Iacov, zice, Iacove, nu te vei mai chema Iacov, înșelător, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și ai biruit. Știți că locul singurătății mai e ceva și Domnul îi mai dă o zdrobire? Știți ce face? E locul unde vrei să-ți aduci aminte ce ai uitat. Aici, în singurătate, el vrea să-și aducă aminte ceva. Ceea ce a uitat, dar o știut înainte. Zice cuvântul Domnului așa, că el a uitat pentru că n-a mai fost interesat. Îl întreabă pe înger și spune Iacov, versetul 29 așa. Iacov l-a întrebat, spune-mi te rog numele tău. Și îi răspunde, îi spune care e numele lui. Nu, că i-a spus în 28, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te binecuvintez, care-s gata să-ți dau, care-s dată. Și el a zis, dar nu mă interesează, lasă-mă cu... ăstea, eu am problemele mele de rezolvat. Și acum aș dorea să-și aduc, dar cum îi zice, că, cum îl cheamă pe cel care mă binecuvintează? Și uitați-vă ce spune Domnul. Asta nu-i treaba ta. Adu-ți aminte că odată ți-am coborât scara. Adu-ți aminte că odată ți-am vorbit. Adu-ți aminte că odată m-am prezentat înaintea ta. Și uitați-vă cum mai îl zdrobește Domnul pe Iacov aici în singurătate. Îl face să plângă. Osia, capitolul 12, cu versetul 4, spune ceva de Iacov, ceea ce nu spune pasajul acesta. Știți ce spune? Că s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. L-aduce Domnul momente de plâns. Știți că și bogații plâng? Și bogatele plâng? Știți, numai să mai dau cu câte ceva, să nu se vadă ochii umflați. Dar Dumnezeu, da, să fie frumos și plânsul să fie frumos, nu? Dar uitați-vă, frații mei, că Dumnezeu în zdrobire ne face să plângem. Zice că Iacov a început să plângă, dar nu plâns, el a plâns de două ori în viață. Când a văzut-o pe Rahela, zice că a început, nimeni nu a înțeles, bă, dar de ce plâng? Nu mai putea de plâns, nu mai putea de plâns că a văzut frumusețea de pe lume, nu? Și în loc să se bucure, el plângea, nu-i bai. Dar uite că ăla a fost plâns de însurătoare, nu? Dar uite că l-aduce Dumnezeu să plângă plânsul biruitorului. Îl aduce în singurătate să plângă. Știți că ador oamenii care îi văd în casa lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi? Că știu că în fața cuvântului nu poți să plângi decât de biruință. Decât plânsul biruitorului, ăla care îți vezi starea, cunoști că Domnul ți-a vorbit, că într-o zi ai avut și tu o zi, când ai coborât Dumnezeu scara pentru tine și ai abandonat-o, că ți-a trebuit altceva, tu ai avut nevoie de altceva. Și uitați ce face Dumnezeu cu el. Parcă tot ce-o agonisit s-o întors împotriva lui. Și-o dorit să aibă și el o femeie frumoasă lângă el. O lupta pentru ea, o lucra 14 ani, da? Jumate din anii de pensie. O lucra să câștige și el, să o aibă pe femeia iubită. Și uitați-vă câtă zdrobire a avut parte omul acesta. Rahela iubită moare de tânără și rămâne cu cine? Cu Leia, aia care nu a iubit-o, nu-i zdrobirea asta. Știți ce face omul acesta? Are o fată pe nume Dina și ajunge să fie necinstită de Sihem. Zdrobire. Numai zdrobire după zdrobire. Zdrobire după zdrobire. Iuda se încurcă cu norăsa, da? Ruben păcătuiește cuțitoarea. Iosif îi mânca de o fiară. Se uită după ani de zile, la mâini crăpate, anii s-au dus, nu mai are nici vlaga, nici energia, inima împietrită și se uită, sunt într-un moment de blocaj. Pentru că vreau să vă spun ceva. În final, Iacov trage o concluzie zguduitoare. Ascultați-mă, cei care dorim binecuvântări din astea rapide, instante, cu orice preț.
La final, Iacov trage cea mai dureroasă concluzie. Te rog, afișează Geneza 47, de la 7 la 9. Ajunge Iacov în fața lui Faraon, l-aduce Iosif în fața lui Faraon. Și Faraon pune câteva întrebări extraordinare. Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui Faraon. Și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Faraon a întrebat, auziți acum durerea. Faraon a întrebat pe Iacov, care este numărul zilelor, anilor, vieții tale? Iacov a răspuns lui Faraon, auziți acum, cea mai mare durere. Bă, ai construit, ai făcut, ai mâncat, ai luptat. Și la final de viață să scoți cea mai dureroasă afirmație pe gură. Zilele anilor călătoriei mele sunt de 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Dar de ce au fost rele, mă? De ce au fost rele? Știți de ce? Că astea au fost alegerile lui. De-aia au fost rele. Că așa și-au ales. Zici, Doamne, dar de ce merge rău? Uită-te ce ai ales! Uită-te ce ai ales! Că degeaba se roagă pentru tine, că-s efectul lucrurilor din spate. În anii când trebuia să te dedici lui Dumnezeu. Uitați-vă că Iosif îi dă sulița în inimă. Cea mai mare durere i-o dă Iosif în inimă lui tatăsu, Iacov, când se întâlnește. Ăsta o tătă viața lui s-a luptat să strângă averi. Și vine fiusul, care niciodată nu a fost angajat, niciodată, numai probleme au avut. Nu s-a zbătut niciodată să câștige, că era tot cu buzunarele goale. Intra în pușcărie, intra numai în probleme, în groapă, în denigrări. Ăsta nu a putut să adune măcar o amărâtă de mașină, de la Rabla. Nu a avut când, nu s-a zbătut. Dar știți ce a făcut omul ăsta? S-a încrezut în Dumnezeu. Și-a pus toată încrederea în Dumnezeu, fiusul. Îi dă lecția lui tatăsu. Tată, te-ai zbătut o viață să aduni. Ai făcut, ai recurs la toate soluțiile. Numai să ai. Și eu nu m-am zbătut cu nimic. N-am avut o garsonieră. N-am avut un apartament cu o cameră. Ceva, un 12 metri pătrați, nimic. Dar l-am avut pe Dumnezeu de partea mea. Și m-am abandonat în mâna lui Dumnezeu. Și știți ce spune cuvântul Domnului? Că Domnul îi pune la Iosif tot Egiptul la picioare. Tot Egiptul îl pune la picioare într-o singură zi. De ce? Că într-o zi în viața lui o lua hotărârea să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, nu te las nici părăsit, nici să-ți cerșești pâinea. Și o să fie o lecție pentru taică-tu. Ăla care s-a zbătut toată viața. Ăla care a încercat toată viața lui să câștige. Nu-i ciudat că-i dă Iosif lecția asta lui Iacov. Toată viața lui s-a încercat să câștige. Și numai câștig nu a avut. Și uitați-vă ce spune, ce-i transmite Iosif lui tatăsu. Că omul care se încrede în om, în Dumnezeu, are o nădejde. În capitolul 45, versetul 20, e un cuvânt frumos care îi transmite Iosif la tatăsu. Îi spune, când îl trimite pe frații lui să-l aducă. Știți ce spune Iosif? Merge și spuneți la tată să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa în spate. Să veniți aici, eu n-am lucrat nimic toată viața, nu m-am zbătut, că am avut numai probleme, dar m-am încrezut în Dumnezeu. Și uite ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Uită-te, fratele meu și sora mea, nu te uita la omul care se zbate, lasă-l să se zbată. Uită-te la oamenii care se încred în Dumnezeu. Uită-te la cei care își pun nădejdea în Dumnezeu și vei vedea la final binecuvântarea, că pot dormi, că au și ce mânca, n-or fost ultimii sărăntoși, de ce? Că și-or pus încrederea în Dumnezeu, s-or abandonat în mâna lui Dumnezeu. Și Iosif le transmite lucrul acesta și le spune, merge și spuneți la tată, tot ce o agonizează, lazi acolo, că nu, alea n-au valoare aici. Cum, Iosif, dar tu nu te-ai zbătut? Nu m-am zbătut, dar am încercat și m-am luptat să fiu în voia lui Dumnezeu. Întotdeauna am căutat părtășia cu Dumnezeu. Întotdeauna am vrut să mă abandonez în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ce face? Îl binecuvintează. Vrei binecuvântările lui Dumnezeu? Privește liniștea oamenilor lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au fost binecuvântați. Și știi ce spune psalmistul? Că el dă pâinea prea iubiților lui cum? Nu în somn. Că unii numai dorm și nu știu de ce nu mai vine Domnul cu pita. Nu! Zice că prea iubiților lui el le dă pâinea ca în somn. Adică zici, bă, dar n-am avut. Am avut și eu bani puțin, dar cum am reușit atâtea? Pentru că Domnul da ca prin somn. Domnul da binecuvântare. Ar vrea în seara asta să te uiți. La Elim în seara asta e o scară coborâtă. Prezența lui Dumnezeu.
Scara aceasta e coborâtă în seara asta la Elim. Domnul are pregătite binecuvântări pentru tine. Tu ce alegi în seara aceasta? Ce alegi? Care sunt alegerile care le faci? Am văzut ce-o ales Iacov. Am văzut cât s-o zbătut Iacov și Dumnezeu îl chema la altceva. Tu care te-ai obișnuit să-ți cauți fericirea în alte părți și în alte locuri, că ești tânăr, ești pe banii tăi, tu vrei să câștigi repede și rapid, vrei să fie de durată, încrede-te în Dumnezeu. Caută părtășia cu Dumnezeu și vei vedea că ești cel mai binecuvântat tânăr din biserică. Caută și uită-te la oamenii lui Dumnezeu, care le-a zis Dumnezeu, lucrează pentru mine că nu o să duci lipsă de pâine. Fii la dispoziția mea, nu stau ore peste program, vină la rugăciune, că eu îți voi purta de grijă. Uitați-vă în viața oamenilor lui Dumnezeu, că n-or du-ți lipsă de nimic. Dumnezeu a fost cel care a dat binecuvântarea. Ar vrea peste Elim să dea Domnul binecuvântarea. Dar noi să nu alegem, ci să lăsăm așa cum vine de la Dumnezeu. Să căutăm întotdeauna să fim în voia Domnului. Amin.